Piața Veche, inima de altă dată a Craiovei, pare să fie intrat într-un stop cardiac. Deși se află în preajma unor clădiri importante din bănie și este un punct istoric pentru orașul nostru, a ajuns la ora actuală în paragină. În plus, piața a fost înconjurată de construcții cu care contrastează ca stil arhitectural. Unul dintre arhitecții din Craiova speră ca autoritățile să încerce să mențină și să păstreze, la fel ca în alte părți ale țării, ideea refacerii orașului vechi. Cum era piața Elca înainte sau piața Veche, cum o știu craioveni? Da, piața Veche, piața Elca sau piața celor șapte fântâni sau piața Krasnov era de fapt inima târgului Craiovii. Aici de fapt se desfășura cea mai importantă activitate a orașului, activitatea comercială. Și pentru că această zonă era înconjurată de câteva clădiri importante, sigur că ea de fapt putem să spunem că era inima orașului. Am văzut o tendință de remodelare, zic eu, excesiv manifestată prin apariția unor construcții noi care, sigur, șochează prin aspectul lor. Practic, e posibil ca ea să dispară la un moment dat și, în final, să avem o zonă remodelată, o zonă cu o personalitate, zic eu, foarte precară, poate o construcție care să anime această zonă. Vreau să spun că e foarte importantă politica pe care trebuie să o ducem față de această zonă și aș putea da, de exemplu, sigur, la extrema pozitivă, ceea ce se întâmplă în alte orașe, cum ar fi, de exemplu, Sibiu. Am fost chiar de curând acolo și am rămas impresionat ce eforturi se depun ca să se refacă zona veche. Ei au altă arhitectură, de altă factură, dar totuși valoarea nu se consideră prin tipologii și prin elemente, să spun eu, specifice unor zone comparate cu cele ale altor zone. Nu. La noi, în Craiova, avem specificul nostru cu case, sigur, care au fost, cum sunt lipscăniile, case de negustori cu magazine la parter și locuințe deasupra, pe lot îngust, iar piața veche, cred că fiind aproape de zona lipscanilor și de România Muncitoare, strada Madonna, preia foarte bine această imagine. Ar putea să preia foarte bine această imagine a Craiovei vechi. Exact ceea ce se întâmplă în alte părți, la noi mi se pare că dispare și este chiar, aș vrea să, prin intermediul și al dumneavoastră și al celor care iubesc Craiova, să facem un apel ca autoritățile să încerce să mențină cât mai mult posibil ideea păstrării și refacerii imaginii Craiovei vechi. Piața Veche din Craiova era mai de mult un loc foarte animat. Acum, de când cu demolarea pieței de zarzavaturi, locul s-a transformat într-o groapă de gunoi. Comercianții sunt nemulțumiți și spun că nici măcar nu-și pot plăti chiria pe o lună din vânzarea pe care o fac. A fost piața foarte bună. Deci a mers foarte bine, era aglomerat, era lume multă, țăran mult și aia. După aceea au început să demoleze, că nu e rentabilă, că nu e nu știu ce, până au rămas câteva mese în partea cealaltă. Și după aia au mutat aici două, trei tonete care nu au niciun... Nu mai vin clienți, pentru că bate soarele, nu sunt condiții de a păstra marfa. Bate soarele, bate ploaia, bate vântul. Prețurile sunt foarte mari, deci plătim 5.600.000 pe lună pentru o masă. Și nu sunt condiții, trebuia să ne facă și noi măcar o umbrelă, ceva aici ca să putem să stăm. Puneți-ne care sunt problemele aici în piața veche. Problemele, condiții foarte proaste. În primul rând suntem în bătaia soarelui tot timpul. Deci ne protejăm și noi cu umbrelele astea de mai facem puțină umbră. Deci avem voie să vindem legume, fructe. Verdeața trebuie să păstreze în condiții bune ca să cumpere clienții. Pierderile sunt foarte mari. Cum era înainte piața? Înainte era vis-a-vis de magazinul Clydor. Dar acolo erau alte condiții. Era acoperiș, era... Oricum, era fluctuația mai mare. De când ne-au mutat aici, s-au văzut vânzările foarte slabe. Conform unor surse neoficiale, SC Piețe și Târguri Craiova SRL mai deține aproximativ 10% din spațiile din Piața Veche. Restul au fost vândute în ultimii ani proprietarilor de către municipalitate.